Potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Sănătății, imunizarea minorilor se va putea face doar în baza unei cereri de solicitare, care poate fi întocmită doar de părintele sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de peste 12 ani. O altă condiție pentru administrarea vaccinului la copii este vaccinarea în cazul copiilor se va efectua doar în centrul de vaccinare permanent, în cadrul unei instituții medicale. Deci nu se va permite vaccinarea copiilor în punctele mobile de vaccinare sau în punctele de vaccinare amenajate în comunitate. Schema completă include administrarea a două doze de vaccin cu interval de 21 de zile dintre doza 1 și doza 2. Vaccinarea minorilor se poate face doar cu serul Moderna și Pfizer-BioNTech. Decizia autorităților este luată pe fundalul scăderii ratei de vaccinare în întreaga țară. În altă ordine de idei, responsabilii de la minister declară că situația epidemiologică se îmbunătățește. Localitățile aflate sub cot roșu scapă de acest prag de alertă, iar numărul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 scade. Această reducere a numărului de cazuri noi și cazuri internate, de fapt, ne-a permis să reducem și fondul de paturi care este antrenat în COVID. Astfel, o serie de instituții medicale parțial revin la acordarea serviciilor, da, pentru care sunt predestinate. Am exclus din circuitul paturilor destinate pacienților cu COVID 445 de paturi. În perioada următoare vom avea și o serie de spitale care nu vor mai acorda asistență specifică pacienților cu COVID. Și primul din aceste spitale va fi spitalul Ignatenko, deoarece în ultima perioadă, în special, s-a redus numărul cazurilor care le înregistrăm la copii. Subliniem că recent Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat importul capsulelor Molnupiravir, preparat nou aprobat de Autoritatea de Reglementare a Medicamentelor din Marea Britanie cu indicație specifică pentru tratamentul SARS-CoV-2. Potrivit specialiștilor, pastilele reduc capacitatea virusului COVID-19 de a se multiplica în organism, evitând astfel formele grave de boală.